Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc continuă cu un campion al sportului alb. Ilie Năstase și-a captivat și vrăjit fanii grație aptitudinilor sportive excepționale, dar și spiritului liber, amuzant și imprevizibil pe teren. Terenul de tenis a fost scena lui Ilie Năstase, iar talentul său era răsplătit la scenă deschisă atât pentru magiile pe care le făcea cu racheta, cât și pentru comportamentul său nonconformist, chiar incomod uneori. Mai mult decât orice alt jucător de tenis, el a fost și entertainer, amuzând spectatorii cu glumele și mimica lui, dar și înfuriindu-i în egală măsură cu stângăciile și protestele necontenite. Atitudinea recalcitrantă și personalitatea sa combativă, uneori, nu au fost trecute cu vederea de arbitri și au condus la amenzi, descalificări sau suspendări. În ciuda stilului său temperamental, Năstase, un atlet zvelt și rapid, putea face orice atunci când se concentra. Era un artist capabil să creeze cu mare originalitate momente absolut excepționale. Ilie Năstase excela în a pasa mingea dincolo de zona în care adversarul o putea opri. Recupera în mod spectaculos și putea să joace atât pe linia de fund a terenului, cât și la fileu. Pe parcursul unei cariere începute în era amatorilor și continuată apoi în cea a profesioniștilor, Năstase a fost unul dintre cei 5 jucători care au câștigat peste 100 de titluri la profesioniști, 57 în meciuri simple și 51 în meciuri duble. Până când au apărut Năstase și Țiriac, România fusese quasi necunoscută în Cupa Davis. În 1969, cuplul Năstase-Țiriac ajunge în semifinale împotriva Marii Britanii și câștigă cu 3-2 la Wimbledon. Chiar dacă au pierdut finala cu Statele Unite, acest duo pe vremea aceea necunoscut a uluit pe toată lumea. Năstase și Țiriac devin niște figuri familiare, ajungând din nou în finală în Statele Unite în 1971 și la București în 1972, ambele finale pierdute de România. Istoria titlurilor de Grand Slam cucerite de țara noastră începe în 1970, când cei doi câștigă la Roland Garros în proba de dublu. În același an, Ilie Năstase câștiga și Wimbledonul la dublu mixt, cei doi repetând performanța în 1972. Tot în 1972, Ilie câștiga primul său turneu de Grand Slam la simplu. În finala pe iarbă de la US Open, îl învinge pe Arthur Ashe în 5 seturi. Ilie câștigă la Roland Garros titlul la simplu în 1973, fără a pierde niciun set pe parcursul turneului. Doar doi jucători se mai puteau lăuda cu această performanță, Bjorn Borg și Rafael Nadal. De-a lungul carierei, Ilie Năstase a câștigat 7 titluri de Grand Slam, 2 la simplu, 3 la dublu și 2 la dublu mixt și a mai jucat încă 6 finale. Ilie Năstase avea simțul umorului și pe teren, însă deseori nu știa când să se oprească sau pierdea controlul. Sunt cam nebunatic, spunea el, dar încerc să fiu un băiat bun. Camaradul său, Ion Țiriac, declara amical: creierul său e ca o pasăre într-o colivie. În preliminariile finalei, ca să spun așa, România a jucat la un moment dat cu echipa Angliei, tot la București. Și am făcut transmisia meciului pentru radio. Se făceau doar finalurile de set în transmisie directă. La un moment dat era meciul de dublu Țiriac Năstase cu cuplul englezesc Lloyd și nu mai țin minte cine era celălalt. La un moment dat, Țiriac la fundul terenului, Năstase la fileu, Năstase îi spune ceva unui jucător englez. Acesta sare în sus, se duce la arbitru, începe scandal și explică arbitrului de ce este supărat. Arbitrul cheamă pe Năstase, începe confruntarea, scandalul era întoi. La un moment dat, Țiriac, de pe fundul terenului, avea mustață pe vremea aceea și el, se îndreaptă agale către locul cu pricina. Și când ajunge lângă cei doi jucători, îl întreabă pe englez: dar de ce e supărat? Ce ți-a spus? Năstase spune: asta m-a înjurat de mamă. La care Țiriac foarte calm îi răspunde: și dumneata ești obligat să faci ce zice el? În momentul ăla totul s-a terminat, toată lumea a izbucnit în râs și meciul a putut continua. A fost primul numărul 1 din istoria ATP. Se întâmpla chiar pe 23 august 1973. A stat 6 luni pe prima poziție a clasamentului. Năstase a fost între 1970 și 1977 de 8 ori în top 10 mondial al jucătorilor de tenis. Toate filmele despre sportivii de aur ai României le puteți vedea pe site-ul eualegromânia.ro.